țintă? Poftim? A trecut acolo? Ok. Deci am văzut că a fost înainte acolo, că a scăpat o gândită sau de picior. Ok. După aia? Ok, a fost agățat de din perspectiva mea, e ok. Înainte de asta, dar după aici a fost ceva? Nu, atât. Ok, deci doar la agățarea, a fost la agățare, e ok. Din perspectiva mea n-are efect, deci revenim cu grămadă aici. Capitanii? Capitanul? Zece? Ok. Hai, albastru! O să spun ce am văzut eu. Eu am văzut că jucătorul albastru era încă în aer când 22 a realizat placajul. Da. Trebuie să vedem cum a aterizat. Dacă nu este galben oricum, vezi că este pe forță și intenție. Dacă a căzut și într-o poziție periculoasă, atunci va fi roșu. Da. De acord cu mine? O premieră pentru rugby românesc, o brigadă de asistente. Cum v-ați simțit? În primul rând mândre, pentru că atunci când am primit delegarea, sincer să fiu, nu ne așteptam, dar am zis ok, dacă am primit această delegare înseamnă că merităm și am încercat să ne facem treaba cât de bine posibil. Emoții au fost foarte multe într-adevăr, dar pe parcurs am început să ne revenim și am fost cât de atente la ceea ce se întâmplă în teren. Cum a fost pe o asemenea arenă pentru tine? Sincer, emoțiile mult mai mari. E frumos să joci pe un așa teren. Ne simțim mândre că ne aflăm aici și chiar ne bucurăm de această oportunitate. Păi știu că ați jucat și la Piatra Neamț, ați plecat de mici în rugby. Ce înseamnă să fiți din această postură la Steaua Dinamo? Practic, un pas extrem de mare. Nu știu cum să zic. Este, fiind jucător, este un alt feeling în momentul în care intri în teren. Fiind arbitru, ai o mare responsabilitate. Noi venim din câmpul de joc, cumva nu vedem pe ansamblu totul. Deci asta a fost, să zic, un lucru mai dificil. Dar ajută foarte mult fiind jucător să vii în postura de arbitru pentru că înțelegi și vezi fazele mult mai ușor. Vă dă e o bună experiență pentru voi, pentru viitor, mai ales după un asemenea meci? Cu siguranță e experiență foarte bună. Am încercat să demonstrăm că merităm să fim aici și să ne facem treaba cât mai bine în teren. Și cred că ne-am făcut-o. Mulțumim! Mulțumim și noi!